Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Numără-ți mai bine anii, câți au fost și câți mai cei, ca să poți vedea mai bine cât mai ai să faci cu ei. Cugetă ce datorie mai aveai la primul pas și astăzi, după atâta vreme, ce-ai plătit din ce-a rămas. Numără-ți mai plin de teamă orice zor și orice apus, ca să vezi de orice dată ce-ai făcut din câte ai spus și din câte ai spus la oameni și din cât lui Dumnezeu, și gândește-te că vine clipa cu răspunsul greu. Numără-ți pe frați și prieteni cât îi ții și cât îi lași, dar să-ți numeri și mai bine pe cât știi că sunt vrăjmași. Cucerește-i cu iubirea și cu tot ce-i mai frumos, căci și pentru unul singur te va învinui Hristos. Socotește, socotește bine, căci sfârșitul vine, să-L ajungi, să-L ajungi frumos, cum ți-l vrea Hristos. În Cartea Psalmilor, în Psalmul 90, este un cuvânt care s-a spus și este psalmul unde spune anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și spune, dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta? Și versetul 12 spune, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Eu cred că suntem în seara aceasta aici pentru un cuvânt de mângâiere. Am venit cu o floare, cu o lumânare, cu un cuvânt de mângâiere pentru copii, pentru nepoți, pentru adunarea aceasta. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să învățăm cum s-a spus. Și cred că cel mai important ar fi să ne numărăm bine zilele. Spune aici Sfântul Psalmist atât de frumos și atât de frumos, învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și eu cred că ar trebui să ne numărăm zilele și câte au fost, dar mai ales câte mai sunt. Câte mai sunt. Pentru că nu putem scăpa de clipa aceasta, de momentul acesta. Toți trebuie să trecem prin moarte ca să ajungem la judecata lui Dumnezeu pentru tot ce am făcut pe pământ. Spunea atât de frumos fratele Traian, numără-ți pe frați, pe prieteni, numără-ți tot ce ai făcut și tot ce n-ai făcut. Și eu cred că privind în urmă, chiar fratele Tăchiță privind, nu cred că este vreun om care să spună sunt mulțumit, am făcut totul, eu n-am greșit sau n-am păcătuit. Eu cred că în fața Dumnezeului nostru noi spunem, vai mie păcătosul, Doamne, ai milă de mine, mântuiește-mă, iartă-mă și scapă-mă. Asta cred că a spus și fratele în clipele, în ultimele clipe din viața lui. Și asta ar trebui să spunem fiecare dintre noi. Pentru noi și pentru mântuirea noastră s-a dat ce a fost mai sfânt în cer. Sângele mielului nevinovat, a Domnului Iisus, singurul Fiu, Fiul lui Dumnezeu, care a pătimit la crucea de la Golgota pentru ca să ne ierte pe noi și ne-a iertat spunând, Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Și încă ne mai iartă, și încă ne mai iartă, și încă ne mai așteaptă. De 2000 de ani ne tot așteaptă și ne tot așteaptă. Vedeți, a citit Evanghelia de Duminică și e un cuvânt acolo la sfârșitul Evangheliei și spune, ucenicii s-au uitat mirați unii la alții și au întrebat, cine poate să fie mântuit? Cine poate să fie mântuit? A venit acel om la Domnul care ținea legea, care a spus, Iisuse, eu țin toată legea din tinereța mea, din copilăria mea. Și Domnul i-a spus, îți lipsește un lucru, dă ce ai la săraci și vină și urmează, ia-ți crucea și vină după mine. Și l-a plecat supărat și năcăjit. Și atunci s-a pus și ceea ce a citit fratele înaintea mea și spune, cine poate să fie mântuit? Și Domnul Iisus a spus atât de frumos, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Eu cred că fratele Tăchiță e mântuit. Am credința aceasta. Pentru zâmbetul lui. Pentru faptul că a luptat pentru unitate până în ultima clipă. Pentru faptul că a avut dragoste și îl vedeai zâmbind. Nu? Eu cred că e mântuit, dar nu prin faptele lui, nici chiar prin credința lui, ci prin harul Domnului Iisus. Domnul Iisus a spus, vino și tu, vino și tu, am plătit și pentru tine, am plătit și pentru tine toate păcatele tale, câte ai făcut. Și astăzi, vedeți, este tot o cântare care se cântă în asemenea momente și spune, nu ce au spus cei moși trăind, ci ce ar spune acum. Ce ne-ar spune fratele acum? Ce ar spune la copii? Ce ne-ar spune fiecare dintre noi? A spus, fraților, mâine veți fi în pământ, veți fi în sicriu, opriți-vă, nu iubiți lumea, nu vă certați pe drum.
Nu mai împărțiți oastea, fiți copiii lui Dumnezeu, fiți plini de dragoste unul față de altul, pentru că aceasta a avut-o Domnul Iisus, aceasta a avut Părintele Iosif și aceasta a avut fratele Traian. De aceea eu cred că ar trebui să ne numărăm bine zilele, să ne numărăm frații cât mai sunt, să ne numărăm copiii cât îi avem în adunare și cât sunt în altă parte, să plângem pentru ei și să ne rugăm pentru ei. Pentru că vine clipa cea grea când Domnul ne va întreba unde sunt copiii tăi, unde sunt frații tăi, ce s-a întâmplat. Vedeți, am îndemnul să citesc pentru fratele un verset care e scris în Iov, în capitolul 5. Și spune cuvântul lui Dumnezeu atât de frumos și zice versetul 26, vei intra în mormânt la bătrânețe, ca snopul strâns la vremea lui. M-am gândit plecând de acasă, oare fratele acesta ce verset s-ar potrivi pentru el, pentru 91 de ani, pentru anii aceștia mulți, mulți, mulți și pentru ani grei. A trăit în timpul când nu se găsea pâine în țara noastră, când nu avea mâncare, când se căra atât de greu, atât de greu ca să-ți crești copiii. A crescut 7 copii și este, din cât mi-a spus frații, de 22 de ani singur. Și vedeți, eu cred că dacă este o boală în țara noastră, și dacă este o boală în oastea Domnului, este singură tată. Frații nu mai merg unii la alții. Frații nu se mai vizitează. Frații, vedeți, s-au văzut aceste, parcă pe cărare a crescut iarba și nu mai venim unii la alții. Și iată, pentru el este acest verset, la vârsta aceasta de 91 de ani, spune, vei intra în pământ, în mormânt, la bătrânețe, ca snopul strâns la vremea lui. Aceste cuvinte au fost spuse de Elifaz din Naaman, un prieten al lui Iov. Ei le spunea lui Iov. Iov în acest moment era pe un morman de gunoi și se scârpina cu un ciop de oală și era o rană din creștetul capului până în talpa piciorului. Și era atât de deznădăjduit și plângea și se uita și nu mai putea. Chiar acești trei prieteni au stat 7 zile și s-au uitat la el. Și nu i-au spus niciun cuvânt. Și iată pe acest Elifaz la sfârșitul primii lui cuvântări spunând acest cuvânt. Tu, Iov, vei intra în mormânt, la bătrânețe. Deci vei mai trăi și mai 300 de ani. Ca un snop la vremea lui, strâns la vremea lui. Un snop sănătos, un snop plin. Eu cred că acesta a fost frate de tăchiță. Vedeți, una din fetele lui s-a căsătorit la noi. Acum eu știu 30 de ani. Și mi-aduc aminte de nunta lui Costică și Maricica, ploua foarte tare când am mers la biserică. Și îl țin minte pe el, pe tatăl Miresei, de atunci. Mirele n-avea tată atunci. Și mi-aduc aminte că avea atâta râvnă, frate Vicu, hai să mergem repede la biserică. Hai să fie bine, să iasă nunta, să fie bucurie. Și l-am văzut bucuros de atunci. Și l-am văzut plin de râvnă în singurătatea lui și în felul lui. Și spunea, fraților, mai veniți pe la mine, mai veniți pe la noi. Și iată-l, vedeți, ca snopul strâns la vremea lui, la bătrânețe. Tot din Iov mai citesc un cuvânt, în capitolul 19, știți cu toții ceea ce citesc, dar repetăm și spune versetul 23 din capitolul 19, spune, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie scris, să bate cu un piboi de fer, cu plumb în stâncă pe vecie, dar știu că râscul împărătorul meu este viu și că se va arăta la urmă pe pământ. Și chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu altuia. Sufletul meu tânjește de Domnul acesta în lăuntrul meu. Am stat pe scaun și mi-am adus aminte de un verset. Versetul care spune în tot Domnul Sarcu, oare când mă duc să mă înfățișez lui? Când mă duc să mă înfățișez înaintea Dumnezeului celui viu, spune acolo, în Psalmul 42, spune Sfântul Psalmist, când mă voi duce să mă înfățișez? În general, oamenii le frică de moarte și le frică de întâlnirea cu Dumnezeu. La toți oamenii, și nouă, ne e frică de această întâlnire, de Dumnezeul Sfințeniei și al dreptății, cum a citit fratele. Că toți vor învia, unii pentru viață veșnică și alții pentru o sândă sau pentru rușine veșnică. Și iată, acest om aici vorbește Iov și spune viața mea și faptele mele și necazurile mele ar trebui să fie scrise cu un priboi de fier. Cred că și pentru fratele e la fel de valabil. Ar putea să scrie o carte
din viața lui, cum și-a crescut copiii, cum acum un an sau cât este, de când a plecat un copil, câte necazuri pe viața unui om. Și vedeți, spune atât de frumos versetul și zice: știu că râs cumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ. Dacă avem un râs cumpărător viu, un Dumnezeu al iubirii care ne iubește pe fiecare dintre noi și care este viu. Vedeți, eu a trăit înaintea Domnului Iisus, înaintea învierii. El n-a spus niciodată Hristos a înviat, pentru că Hristos nu venise pe pământ. Și iată-l cu mii de ani înainte, se spune că eu a trăit pe timpul lui Avram. Și omul acesta spune: știu că răscumpărătorul meu este viu și eu îl voi vedea. Haideți să avem credința fraților despre care vorbim. Haideți să avem credința lui Iov, credința fratelui Tăchiță, credința înaintașilor noștri frumoasă, credința uriașă care duce până în părăția lui Dumnezeu. Vedeți, întrebi un om cu care mergem la biserică, cu care suntem împreună și spui: ce zici, ajungem în rai? A, nu știu. Cine poate să ajungă acolo? Avem atâtea păcate. E adevărat că avem multe păcate, dar pentru păcatele noastre a murit Domnul Iisus. De aceea ne le spunem, ne mărturisim și ne lăsăm de ele. Domnul Iisus a spus pe fiecare dată: du-te, dar să nu mai păcătuiești. Frate, dacă ești certat cu un frate, dacă ai mânie pe cineva, dacă ai spus o minciună, dacă ai făcut un rău, lasă-te, să ne lăsăm cu toate, de toate păcatele, pentru că îmbătrânim, pentru că murim, ne întâlnim cu Mântuitorul Hristos și trebuie să fim curați, trebuie să fim în clipa aceea pregătiți pentru această mare întâlnire. Zice cuvântul: sufletul meu îl va vedea și nu altuia. Spune: sufletul meu tânjește de dorul acesta. Spune frate Traian: mi-e dor de tot ce am acolo, ținut de argint și de cleștar. O lasă-mă să stric odată doritul, pragul tău hotar. Deci, frații dinaintea noastră au visat, au dorit că merg acolo, s-au gândit la rai, s-au gândit la Domnul Iisus, la îngerii care sunt acolo, la bucuria întâlnirii. Vedeți, tot referitor la fratele în a doua epistolă a Sfântului Pavel către Timotei, este, cred că, ultima lui carte scrisă, atât de frumoasă, scrisă la bătrânețe, scrisă, poate și el nu știu câți ani avea atunci, și spune el atât de frumos, vedeți, spune versetul, capitolul 4, spune: m-am luptat lupta cea bună, versetul 7, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa, neprihănirea pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, Domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Nu știu de ce eu pe Scriua scrie: m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința. Cine ar putea să spună așa? Hai să spunem așa: am păzit credința, am iubit pe frați, m-am luptat ca oastea întreagă să intre în rai. Vedeți, dacă frate Traian a avut o dorință, a avut ca toți frații să fie una împreună. Cum am cântat cântarea: iubiți-vă unii pe alții. Vedeți, el a scris atâtea, Dumnezeu l-a inspirat să scrie atâtea lucruri. Am cântat acea cântare care spune: va veni în curând ruina casei care ți-o zidești. Nu uita de locuința care o ai, când nu mai ești. S-a cântat și cealaltă cântare, 1043, care spune, vedeți, vine încet amurgul, ca o ceață de ase. Vine bătrâneța, vine neputința, vă spun eu, fratele Vicu Serea de la Galați. Eu am vorbit despre suferință când nu suferisem. Eu am vorbit despre bătrânețe când nu eram bătrân. Citeam despre împăratul David că îngheța și trebuia încălzit. Și nu-mi imaginam cum să ai picioare reci sau genunchi reci. Nu știam. Vedeți, am vorbit chiar despre moarte, fără să fi murit. Trebuie să ajungi în ele, să ajungi aici, să ajungi să nu te asculte copiii, să ajungi să ai copii care nu sunt pe calea cea bună, să ajungi să plângi în fața Dumnezeului tău, să îmbătrânești, să ajungi să mori și atunci înțelegi, așa cum au făcut cei dinaintea noastră. Sfântul Pavel spune atât de frumos: m-am luptat lupta cea bună, spune, de acum, spune, mă așteaptă cununa neprihănirii, cununa neprihănirii. Pe el asta l-așteaptă, cununa frumoasă a neprihănirii. Și spune, care el este, vedeți, un om altruist, un om atât de bun, nu numai pentru mine, ci pentru toți cei care iubesc venirea lui. Și acești oameni au luptat și au făcut atât de mult pentru Domnul, pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă suntem azi într-o adunare aici, suntem poate și din pricina lui, că a cutreierat prin Europa, prin Asia, și a mers în atâtea locuri vestind cuvântul lui Dumnezeu și căutând pe frați.
și rugându-se pentru ei și plângând pentru ei. Spune un alt verset și zice, versetul 18 din capitolul acesta, Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească, a lui să fie slava în vecii vecilor. Spune atât de frumos, Domnul spune, mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui, mă va mântui. Mântuirea este a Domnului Iisus. El este stăpânul. În Apocalipsa, în capitolul 1, spune un verset și zice cuvântul lui Dumnezeu, spune, eu sunt cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Fraților, cheile morții nu le ține diavolul, nici moartea măcar. Cheile morții le ține Domnul Iisus. El spune atât de frumos, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Eu cred că fratelui, acum Domnul i-a deschis și l-a primit în împărăție. L-a primit în acel loc unde spune, mă duc să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Domnul pregătește fiecare. Eu am credința aceasta că Domnul pregătește loc și pentru cel care înjură. Și pentru cel care nu crede. Pentru toată lumea. Toți avem un loc acolo. Dar spune tot fratele Traian și zice, dar chinul cel mai greu și amar va fi încredințat. Că a fost și pentru tine un har, dar e respins de mare. Seara aceasta aici, fraților, cum am spus, nu vorbim să lăudăm pe fratele Lungu, nici adunare de aici. N-am venit să spunem cuvinte frumoase despre cineva, ci am venit să spunem despre Domnul Iisus. Cel care are cheia și poate deschide și închide. Cel care ne deschide împărăția lui Dumnezeu. Chinul cel mai greu și amar va fi încredințarea, că a fost și pentru tine un har, dar e respins de mare. În seara aceasta te cheamă. Chiar dacă ai 90 de ani, sau ai 20 de ani, sau 30 de ani, chiar dacă ești un frate credincios de multă vreme, Domnul te pune în fața Cuvântului Sfânt și în fața dragostei Lui și te întreabă cum i-a spus tânărului bogat care a venit la Domnul și a spus, Doamne, știi, eu toate le fac, îți lipsește un lucru. Și fratelui Vicu se lipsește un lucru. Trebuie să fii mai credincios, trebuie să lupte mai mult, să plângă mai mult, să ierte mai mult, să alerge mai mult la frasă. Are atâtea de făcut. Are atâtea de făcut. Vedeți? Samariteanul milostiv, Evanghelia de duminica cealaltă, spune când mă întorc înapoi îți plătesc. I-a dat doi bani, l-a plătit pe acel hangiu și a spus, dacă cheltui, îți voi da înapoi tot ce cheltui. Eu te întreb, cât ai cheltuit pentru Domnul? Cât ai cheltuit pentru săraci? Vine Domnul și întreabă, cât să-ți dau? Cât ai cheltuit? Și eu n-am dat, eu n-am cheltuit. Spune Domnul, am fost străin. Și ați venit pe la mine. Și ați venit pe la mine. Facă Domnul ca seara aceasta să fie o seară a bucuriei, deși suntem la un mort, o seară a unității, a părtășiei. Aș fi vrut să fie casa plină, aș fi vrut să fie frați în stradă, aș fi vrut să fie jumătate de sat și să vină toți frații de noastră comun. Aici, la această întâlnire, cu Dumnezeu, cu moartea, cu împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute, să ne binecuvinteze pe toți copiii, să vă facă să trăiți ca niște oameni, nu știu dacă cuvântul mândrie este corect spus aici, mândri că ați avut un asemenea tată, că s-a rugat pentru voi, că v-a purtat pe brațele rugăciunii și ați avut unde merge, ați avut cui îi spune un tată, ați avut unde vă apleca și cui vă spune, de acum e casa goală, o să-l căutați și nu mai este. Este în împărăția lui Dumnezeu și vă așteaptă să duceți o viață curată, ca să fiți o veșnicie împreună cu El, împreună cu fratele Traian, cu părintele Iosif și cu toți sfinții dinainte. Slăviți să fie Domnul!